Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. O cursă Istanbul-Barcelona s-a întors... Barcelona. O cursă Istanbul-Barcelona s-a întors de urgență pe aeroportul turc din cauza unui fruct exotic celebru, al cărui miros devastator a activat senzorii de alarmă din cală. Mamă, ce-o fi fost acolo? Îți imaginezi? Mă scuzi, e vorba de durian, nu? Da, durian. Da. Eu nu știam că există senzori. Mai e ceva ce poate opri un avion și declanșa senzorii? Brânza adusă de conaționalii noștri în străinătate. Pare rău. Care se varsă în cală. No, am poate... trăit-o. Da. Am trăit-o pe pielea mea. Da, serios, nu e plăcut deloc. Dar zi adică de durian. Ce, brânză de burduf sau da. Ce? Băi, deci puțean avion, am fost la, nu mai știu, cred că la Paris. Tot drumul, 3 ore și un pic până acolo, a fost ceva inimaginabil. Uh-huh. Și am întrebat, știu, ar zi, dar ce se întâmplă? Zice, n-avem ce să le facem. S-a vărsat ceva, s-a spart un bagaj și asta e. Da, brânză puțită franțuzească ai cumpărat să te întorci cu ea? N-am cam cumpărat. Omelet, de nu, exemplu. Nu, nu. Cam omeletul, dacă are calitate adevărată, n-ai cum, poți să-l sigilezi în capsula timpului. Tot. Nu, aici era clar. Telemeaua aia, de ce o fi fost ea, da. Nu era sigilată da. 100%. Când cumperi, de exemplu, camembert, se împachetează în aluminiu, o sigilează în folii de plastic, zici că ești safe. 10 minute mai târziu iese duhul. Da. Și toată cabina știe că cineva, adică sper că știe că, a cumpărat, că ai cumpărat camembert. Bun, revenind la cursa asta cu durian, pasagerii au fost evacuați, echipele de intervenție s-au apucat să verifice cala, au găsit acest fruct unic, supranumit iad pe din afară, rai pe dinăuntru. Și acum am mai zis, am mai vorbit despre durian, felul în care miroase realmente nu poate fi descris la radio, că noi avem o lege aici a audiovizualului și nu putem să folosim anumite cuvinte la această oră. Și cred că nici la alte ore n-am putea să le folosim, dar cred că cel mai cuminte fel ar fi, nu știu, o combinație de șosete murdare cu brânză împuțită și niște transpirație. Deci mirosul este atât de respingător, vorbesc serios, este atât de respingător încât în Asia, că el vine din Asia, uh-huh. este interzis să intri cu durian în orice mijloc de transport. Băi, dar eu nu înțeleg un lucru. Deci miroase îngrozitor. Din ce da. Îmi spuneți, absolut îngrozitor. E ceva ce nu poți să stai în preajma lui, practic. Da. Cât de bun poate fi, că asta e șmecheria la el, e foarte bun. Controversa. Cât de bun poate fi, astfel încât să accepti mirosul ăla ca să-l guști, că da. Nu poți să-l guști fără să miroși. Asta e, întrebarea mea este, cum o fi, ce-o fi fost în mintea lui care a gustat prima dată? Adică da. Aici mă gândesc. Mamă, cum pută ăsta, ia să-l bag în gură. Ia să-l gusti. Adică, pe bune, știi, stai să te gândești. Nu, deci eu sunt chiar curios. El trăie și desfăcut, știi? Bine, el vine, da. Am înțeles că el are nu știu ce proprietăți. Fantastice, acest fruct. Da. Pentru că nu e, adică am mâncat și eu la fel, am zis, zic, mamă, e Sfântul Graal, când o să-l gust, o să mor. Și nu e? Nu. Tu adică, cred că auzi, el miroase așa în formalul în care e sau doar când începi să-l desfaci? Nu, stai, deci în primul rând cred că Luca a prins ceva durian turcesc. Da, durian stricat. Nu, am mâncat durian prins, în Thailanda. Ai cum, este bun, mă. E bun, e dulce, un tos, adică e combinație de vanilie, se face și înghețată de durian. Da, e dulce, foarte un bun. Tos, ușor grețos și e foarte greu să scap de mirosul ăla. Trebuie să nu râgâi după aia niciodată. Da, adică cel puțin 2-3 zile n-ai voie să râgâi. Mirosul ăla te urmărește și e greu să disociezi ce mănânci de miros, știi? Deci nu o să mănânc niciodată. Adică textura e plăcută, da, e dulce, e păstos, e untos, păi, da. Miroase zdravă. Și afară, și când îl deschizi, adică el nu se vinde. Eu nu l-am văzut nicăieri în Asia vândut în spații închise. Mai sunt doar pe niște, stradă. Da, pe stradă, vândă și da, pe niște tarabe, așa. Durianul, și pute... durianul stricat cu miros. Bună întrebare, nu știu, cred că miroase frumos. Da, dar merită încercat. Ce merită încercat pe lumea asta? Băi, insecte n-am putut, tu ai mâncat insecte. Da. Eu asta recunosc, n-am reușit. N-am reușit insecte niciodată. Dar zaf îmi pare, adică deci dacă, nu cred că se găsește în România, nu l-am văzut da, nicăieri, trebuie să niciodată. Da, să fac un drum în Asia, asta e mai dificil, asta da. Mă încurcă. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.